2018 a fost un an plin de realizări, dar și cu decepții pentru clubul ACS Kickbox Baia Mare. Sportivii au punctat cum nu se putea mai bine la galele pro din țară, dar clubul a și pierdut campioni care au ales să renunțe la cariera sportivă din motive personale. Instructorul susține că este un sport destul de costisitor și mai mulți sportivi au ales să se angajeze ori să activeze în alte domenii. Începem iarăși cu amatorii, de unde pornim, și sunt optimist, chiar am niște copii foarte buni. Începem 2019 în forță, avem prima gală în luna februarie, în 16, la Timișoara, unde voi pleca cu 5-6 copii. Pentru 2019 mai avem în 9 martie, destul de repede, după 16 februarie, avem Cupa Centura României la Deva, și acolo vom participa cu niște copii. Avem și o fată luptătoare care chiar se descurcă foarte bine. Acum toată lumea zice că nu-i sport de fete, dar credeți-mă că e și sport de fete, nu numai de băieți. Deci și fetele pot să acceseze și pot să acceseze chiar foarte sus. De asemenea, mai avem o gală foarte... avem campionatul european pe care îl vor ține clubul nostru, pe VKF. Va fi undeva în octombrie, de aceea și vom participa la toate galele cu acești copii, pentru că îi pregătesc pentru acest campionat european și dacă avem rezultate, poate reușim să facem și ceva campioni europeni. Pentru că, așa cum v-am obișnuit întotdeauna, și la campionatul mondial, la campionatul european, chiar am venit cu medalii foarte multe, și aur, și bronz, și argint. Tinerii care astăzi activează la ACS Kickbox Baia Mare și-au propus anul acesta să devină campion la categoriile lor. Am fost foarte mare fan al luptătorului Cătălin Moroșanu și am văzut ce sport face și am încercat și eu. Cum ți se pare? Mi se pare destul de ok și greu câteodată, dar merită să încerci. În practic de 4 luni de zile și am avut 3 concursuri, printre care 2 câștigate, iar unul egalitate. Unde au fost concursurile astea? 2 în Timișoara și unul aici în Baia Mare. Ce te-a atras către acest sport, care e un pic cam dur? Un prieten mi-a spus că face acest sport și mi s-a părut interesant. Părinții, într-un fel, mă îndeamnă să fac kickbox. Mă îndeamnă să fac un sport și nu mi-a plăcut cam niciun sport pe care l-am practicat până acum. Și am ajuns la kickbox și mi-a plăcut foarte mult. Ce rezultate ai avut până acum? La ce competiție ai participat? Am participat la o gală pe care am câștigat-o. Ar fi trebuit să particip la încă una, numai că am fost bolnav. Și următoarea gală e 16 februarie. Ce îți dorești de la acest an, din punct de vedere sportiv? Îmi doresc să particip la cât mai multe gale și să le câștig. Am participat la o gală. Am câștigat, am avut foarte mari emoții, m-am bătut cu o fată care avea mai multe meciuri decât mine, aveam același an și din păcate a pierdut. Am văzut prima oară la verișorii mei și mi-a plăcut și la mine și l-am văzut tot felul de meciuri la televizor și peste tot și am zis hai să încerc și eu. De aproape 2 ani jumate practic acest sport. Și am avut și concursuri. Ce te-a atras către acest sport? Mi-a plăcut că e un sport de contact, pentru că contezi doar tu și tu trebuie să fii cel mai bun. Nu depinzi de o echipă sau... Ce te învață acest sport în viață? Te învață să te autocontrolezi, să te aperi, te dezvoltă ca persoană, să fii mai sociabil, mai... La ce competiții ai participat până acum? Am participat la în jur de 15 competiții, deși la început am avut niște înfrângeri. Am reușit să iau bronzul la campionatul național, la categoria sub 65 de kilograme. Și cam atât. Ce ți-ai dorit să-ți aducă 2019? Cât mai multe victorii, cât mai multe meciuri la care să particip. Am în plan să intru la campionatul european din octombrie. Sportivii se antrenează în prezent pentru competiția care va avea loc la Timișoara, gală de kickbox, programată pentru data de 16 februarie.